uitați-vă și voi. Deci nu are perete în față, nu are absolut nimic, bă. Bă, ești nebun la cap, mă? Ia uite kamikaze pe autostradă, bă, viața mea, uitați-vă aici. Bă, uitați-vă la ăsta cum... Ce are ăsta, mă? Nu știu ce piesă are acolo, dar n-are kingă deloc pe ea, bă. Bă, ăsta n-are kingă deloc pe bucata aia metalică sau ce e. Că lup să merg după el, că poate la ajung. Și poate și de poate să vedem ce. N-are nicio kingă pe el, bă, și merge cu ea așa. E ca un fel de frigider mai mare. Mă, voi vă gândiți că ăla n-are nicio kingă pe el, bă, viața mea. Hai! Du-te, bă, de aici încolo, na, nu cred așa. Stai că poate la ajung din urmă cumva. Ca aici la pantă mai lasă după aia. Bă, n-are nicio kingă, bă, viața mea pe asta, bă. Bă, și e înaltă, bă, boys, bă, viețile, uitați-vă și voi, că e aproape cât un camion. Bate vântul în ea, bă, cât să fii, bă, handicapat, că acolo trăia kingă neapărat. Acolo trebuia să ai kingă pe așa ceva, bă. Bă, să spună mie careva că nu trebuia să ai kingă pe așa, bă. Numai pe Italia vezi din ăștia, bă. Uite-mă că să vede și pe Anglia, bă, să vede și pe Anglia, ce ești nebun la cap. Ia uite aici. Ia uite aici și tu, Nana. Ia uite aici să mă bată mama, bă. Bă, n-are nicio kingă, voi vedeți kingă pe marfa lui ăsta, bă. Să mă bată mama, bă. Bă, ăsta n-are kingă, bă, uitați-vă la el, bă, viețile mele, bă, că mă prind dreptul lui, bă. Mă, n-are nimic. Este un fel de trailer semi-remorcă, dar pe mașină în categoria B. N-are nicio kingă, bă. Ia uite, bă. Bă, man. Uite și tu pe ăla. Hai că ăsta e mor la volan. E țapă în săracu. Bă, tu ești țapă în săracu, bă. Uitați-vă și voi, bă, băiete, bă. Îmi dădu' să-mi fuda să văd. Ăsta-i țapă, nu se uită în stânga, nu se uită în dreapta. Bă, băiatul ăsta n-are kingă, bă, stau și mă uit apros, bă, băiete, bă. Uitați-vă și voi, bă, dragi oameni buni. Mă, n-are o kingă pe asta, bă, pe piesa asta, uite cât de mare, bă. Ca să vedeți și voi, bă. Bă, și deschisă remorca și tot. Cum o merge, mă, așa, mă? Mă, eu ca joarul n-aș avea curaj să merg cu ea așa, vă spun drept. Bă, măcar o kingă. N-are nici perete în față, bă, nici perete în față nu are măcar. Uitați-vă că acum noi s-am așa de fata asta. Bă, voi vezi, flat, ăsta e flat B, dar fără perete în față. Ai de viața mea, de capul meu, bă, să mă bată, mă, să schimb și o bandă. Uite și tu cum îl iam, uite și tu. Uite cum se îmbălângă-ne, că e foarte grea, bă. Ia uite cum să bălângăre, că e foarte grea, bă, să mă bată mama, bă, uitați-vă și voi, bă, ce-mi fudat, bă, azi. Ia uite kamikaze pe autostradă. Hai că-l depășesc, că văd că câteodată uite să apese accelerația, că n-are pilot sigur, n-are pilot automat. Kamikaze pe autostradă, cine spunea, bă, că nu, mă, noi n-am, că nu știu ce, uite-o kamikaze pe autostradă. Bă, e, mă, în siguranță, eu am carul de aia hârtie, o tonă jumate, mi se pare, sau ceva. Maxim 2 tone are rol din aia. E, sunt în siguranță rol de hârtie la mine de morcă decât la ăsta aici, bă. De 2 ori mai în siguranță. Eu am chingile exterioare care rolul aia nu trece veci. Veci o treacă rolul aia min prin prelată. Dar ăsta, bă, viața mea, bă, bă. Bă, băiete, bă, pe aici trebuia să-i faci, să-i faci X în față la marfă, bă, viața mea, tu. Tu la ăsta trebuia să-i faci un fel de... Ce vorbești, bă? N-are perete în față la o frână, să duce peste el și pică pe mașina mică, bă, la o frână bruscă. Lui pleacă în față și pică marfa pe capul tractor, care e cap tractor categoria B. Voi înțelegeți, mă, treaba asta? Stai de capul meu, bă, ce-mi fudasă. Bă, dar cum pleci, mă, tu? Cum... Bă, te oprești la un șofer în parcare, ceri o kingă, bă, viața mea, că nu cred că în lumea nu-ți dă. Bă, dacă vii la mine, eu îți dau kingă decât să mergi așa ceva.
Să mergi cu altceva pe drum, eu îți dau kingă, spun. Spun, ia-o viața mea o kingă de aici, numai nu merg așa cu el. Că și dacă îi dai două kingi, totul ești în siguranță, că presează în jos. Presând în jos, stă pe podea mai bine. Ăsta când a plecat, ăsta când a făcut curba acolo, că se iese pe autostradă, s-a dus gata. Asta în zanul ăsta, fii șofer. Du-te, mă, de ce încolo. Doamne, mâncați aștărpile, tată, îmi fudat să-l văd pe ăsta, bă, băiete, bă. Și remorca asta este beșoldită de spate, că dacă vă uitați la aripa aia, flâncă-ne așa în sus, într-un fel. Știi? Aștept să-l depășesc, că poate vedem tot ansamblu din față până în spate. Bine, apucai să o bag în depășire să-l vedem un pic. Ce vorbești, bă, așa ceva, bă. Și nu mai vede nimeni pe asta, bă, viața mea. Vezi, de multe ori te oprește cu tirul, n-ai kingă, ți-a dat pe asta, nu vede nimeni, bă, kamikaze ăsta. Kamikaze direct, bă, băiatule, bă. Rar mi-a fost dat. Rar mi-a fost dat în viața mea să văd ceva, viața, bă. Uite, ia. Bă, cum intră în balans, bă, că e grea, bă, băiete, bă. Bă, mă, crezi că e mai periculos să mergi cu cap, cu prostia aia decât cu capul meu tractor și cu remorcă? Din cauza că piesa aia, din ce văd eu, este grea, bă, man. Și își face un fel de balans când... Bine, poate nici el nu e stare, nu știe să conducă cu asemenea chestii după el. Și mai ales că văd că merge 90, merge mai bine 90. Știi? Dar nu e în siguranță o așa ceva, să conduce așa ceva pe... Hai să scot din viteză, să vedem dacă mă duc mai tare, să trec pe lângă el. Nu e în siguranță, bă, să conduce așa ceva pe drumurile publice, bă. Așa ceva nu e în siguranță, vă spun cu mâna pe inimă. Vă spun cu mâna pe inimă, așa ceva nu se conduce pe drumurile publice, bă. Hai că aici la pantă îl fac. Aici la pantă îl fac și vedem tot ansamblu. N-are, bă, cum, bă, n-are perete în față, n-are nimic, cu aia ești nebun la cap. Bă, n-are perete în față de susținere, n-are kingă, n-are nimic, bă, mă doare mintea, uite la el. Da? N-are perete în față la marfă, n-are nicio kingă, n-are nimic omul pe asta, bă, băiete, bă. Nu reușesc, bă, să-l fac, să vezi destul de bine de aici. Deci asta este... Nici flatbed nu se poate numi remorca asta, mă, ce are asta ce? Că la flatbed, de exemplu, la remorca la flatbed, tot ai un perete în partea din față. Știi? Ăsta n-are nimic, bă, viața. Uitați-vă și voi, bă, ce înfutat să văd că există oameni care transportă piese din astea fără niciun fel de kingă, mă. Dacă marfa asta e în siguranță, o transportă așa, eu cu 24 hareți de hârtie ce am în spate, hârtie din aia de, ce am eu este hârtie din aia de șervețele de la de bucătărie, n-am nicio kingă, pe ce să pui kingă? Eu sunt lux, bă, eu sunt regele siguranței. Uitați-vă și voi numai cum îi bălângă în aia de acolo. Ca să vedeți și voi, bă, viața mea, ce am fudat pe pământ. Uitați-vă, n-a ansamblu, bă, să mă bată, mă. Bă, oprește-te, bă! Și cer o kingă într-o parcare, bă, animalule, bă, că tu nu ai cum, bă, cu asta, bă. Unde te duci, bă, cu râsul ăsta, bă, băiete, bă? Are măcar în față, dacă nu schimbă banda, l-am făcut. Semnalizorul avea, o... Bă, te gândești că ăsta n-are nici măcar semnalizări? Are semnalizări, bă, ia. Are semnalizări, bă, băiatule, bă. Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă, așa ceva, bă? Așa ceva eu n-am văzut până acum, mă. Eu până acum n-am văzut și mă merg ca prost. Uite câtă coadă s-a făcut după mine, să mă bag în spatele lui, că n-am ce să fac. Câtă coadă s-a făcut după mine. Stând după el. Și acum lăsă. Păi bată-te, norocul, să te bat, acum lași. A? Ia, mă. N-are, bă, cum, bă, viața mea, bă. Bă, uitați-vă, n-are nimic în partea din față, bă. N-are nimic în partea din față, pur și simplu, bă, n-are niciun perete, n-are nici nimic. Ăsta la o frână, piesa asta vine și îi dă și împinge în ăsta în față.
O avea niște pernuțe pe care să stea acolo jos, dar nu cred eu că face logică. Ce e capul, uite-o. Pic asta pe tine, bă. Ăsta face viraj dreapta o dată într-un ambuteiaj și s-a dus. S-a dus, bă, s-a dus, să merg cu ouă cu asta. Asta e șofer, bă. Asta e șofer, vă spun drept. Uitați-vă la vlog, dați like. Asta e șofer, bă, sau ta mamă. Are șoferia în sânge, mă, suferă de boala șoferii de bune. Băi, de cam. Mă, și s-ar putea să aibă și depășire de tonaj. S-ar putea să aibă inclusiv. Da, ai. Să poate, dragi oameni buni, așa, eu aici pe ieșirea asta ies, poate iasă cu mine. Să-l băgăm la vos aici, la control. Să vadă vosa dacă e legal ceea ce face el. Bată, cu, du-te, mă, de aici încolo. Du-te, mă, că n-ai cum, mă, n-ai nicio kingă, mă, viața mea. Pe așa ceva, mă, eu nu aș avea curaj, mă. Eu, dacă cumva ar fi întâmplat să mă trec cu asemenea ansamblu, m-aș opri într-o parcare și imposibil, mă, ce la un șofer de tir, să mai aduci de unul cu o kingă, mai aduce la încă unul, să mai aduci de la altul cu o kingă și tot aș face rost de două kingi, să o leg, bă. Asta nu e marfă, bă, asta are, e cât camionul meu are, 4 metri. Marfă de 4 metri să nu pui înălțime, să nu pui kingă pe ea, mă. Hă? De 4, marfă de 4 metri înălțime să nu pui kingă pe ea. Să fii nebun, bă, e lume nebună, bă. Adevărul ăla e că lumea se duce și ia pușca în mână și luptă pe front. Și noi, ia uite-l, bă, că ia saci, bă. Ia saci, bă, viața mea, stai acum, e pica ce eu. Bă, ție-ți pica aci pe curbă să mă bată mama dacă nu ți-o pica. Aceea-i pică, bă. Acum e pică. Aceea-i pică, face stânga. Face stânga, bă, ia uite-l, bă, merge în același loc cu mine. Uitați-vă și voi să mă bată mama. Aci pică, bă. Aci pică să mă... Aci pică să mă bată. Aci pică, bă! Ia uite, vă, să ai golea în dreapta. Râs, nu râs. Dar nu-i de râs, bă, asta nu-i de râs, bă, viețile mele, vă spun drept. Asta e de plâns, bă, man, bă. Că dacă îi frânează vreunul în față, îi face ceva, gata, el s-a terminat. S-a, uite aici e control vosa. Bă, băiete, bă, există șoferi care nu pun chingi. Dar ce e ăsta, e grav, mă. Bă, nu știu dacă voi dacă mă credeți. Cât, mă, să fie prea ușoară, bă, să aibă. Dar oricum, mă, să nu o legi pe asta, bă. Cât să aibă, bă, asta ca greutate. Și să nu o legi. Și să fie legal să nu o legi pe asta. Piesa atât de mare. Mă, la cât e de mare, tot e metalică, mă, tot trebuie să cântărească minim o tonă. Piesa asta, mă gândesc. Hai, mă, 7-800 de chile. 7-800 de chile la înălțimea aia, să nu-i pui kingă deloc, mă. Face stânga, merge cu mine în coa asta. Mergi cu mine în coa, mă. Bă, să mă bată mama, mă, tu ești șofer, bă. Ascultă la mine viața mea, că tu ești șofer, bă. Bă, tu dacă adusești piesa asta, vă duci până la destinație, tu ești șofer, bă, viața mea. Uite-l pe regele șoferilor, dragi oameni buni. Regele șoferilor în trafic, asta înseamnă să fii rege. Mamă. Bă, ăsta chiar merge așa, bă, cu ea, bă. Chiar merge așa cu ansamblul ăsta, bă. Nu-i de râs, bă, nici de plâns nu e, bă, e de îngrijorat, bă, uitați-vă și voi, stai că mă trag lângă el acum. Uitați-vă și voi, deci nu are perete în față, nu are absolut nimic, bă. Nu are absolut nimic, bă, are tita mai piesă, fără perete în față, fără kingă, fără nimic. Îl văzureți? Eu rămân să ia așa, bă. Pe mine mă lăsă ăsta șocat. Nu mai revin din șoc, sunt sub stare de șoc. Nu mai am ce să. Să poate eu și la case, măi mari. Ce să zic? Ziceți voi în rubrica comentarii. Stimă-vă.